Salut! Eu sunt Dr. Cosmin Ciocârlan, specialist în recuperare medicală. Te invit astăzi să efectuezi împreună cu mine o ședință de kinetoterapie pentru coloana vertebrală lombară. Apasă butonul de subscribe și hai să încep! De pe burtă, cu brațele situate în prelungirea corpului, vom înnota. Vreau să urmăresc mâna la fiecare ciclu de braț. Așezat pe spate pe saltea, genunchii îndoiți, tălpile pe sol. Vreau să pun mâinile întregimea superioară a coapselor, iar din această poziție împing ușor paralel cu salteaua. Mențin un pic poziția și apoi relaxez. La această mișcare ar trebui să simți o ușoară întindere a coloanei vertebrale lombare. Pe burtă, cu brațele situate în prelungirea corpului, fruntea jos, vom ridica alternativ fiecare membru inferior, similar ca în procedeul de knot crawl. De pe burtă, cu brațele în prelungirea corpului, privirea în față, bărbia sus, vom efectua extensii de trunchi. Thank you.
pe burtă, cu brațele în prelungirea corpului, privirea în față, bărbia sus, vom efectua extensii de trunchi. Pe burtă, cu brațele în prelungirea corpului, privirea în față, bărbia sus, vom efectua extensii de trunchi. Așezat pe spate pe saltea, genunchii îndoiți, tălpile pe sol. Vreau să pun mâinile întreimea superioară a coapselor, iar din această poziție împing ușor paralel cu salteaua. Mențin un pic poziția și apoi relaxez. La această mișcare ar trebui să simți o ușoară întindere a coloanei vertebrale lombare. Pe burtă, cu brațele în prelungirea corpului, fruntea jos, vom ridica ambele membre inferioare de pe saltea. Genunchii în extensie, încearcă să nu te ridici foarte, foarte mult. De pe burtă, cu brațele în prelungirea corpului, fruntea jos, vom ridica ambele membre inferioare de pe saltea. Genunchii în extensie, încearcă să nu te ridici foarte, foarte mult.
așezat pe spate pe saltea, genunchii îndoiți, tălpile pe sol. Vreau să pun mâinile între limba superioară a coapselor, iar din această poziție împing ușor paralel cu salteaua. Mențin un pic poziția și apoi relaxez. La această mișcare ar trebui să simți o ușoară întindere a coloanei vertebrale lombare. Bravo, asta este tot pentru astăzi. Abonează-te, te rog, la canal și scrie-mi în comentarii ce ți-a plăcut și ce nu, cum se simte coloana ta vertebrală după efectuarea acestei ședințe. Urmărește-mă deoarece urmează o nouă ședință de kinetoterapie pentru coloana vertebrală lombară. Eu sunt Cosmin și îți doresc multă sănătate!